Noi la Sfântul Sava anul trecut am avut un ciclu de 10 întâlniri sau cateheze în care am încercat să explicăm cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor ca să le ușureze mântuirea. Anul acesta am pornit mai greu și prima întâlnire care o facem acum, astăzi, îl are ca invitat pe Părintele Arhimandrit Hrisostom Rădășan. Cu toți îl cunoașteți, sunt sigur, căci în mare parte de asta ați și venit să-l ascultați. Dar el n-a venit singur. El a venit cu singura prietenă pe care poate să o aibă, căci este monah. Nu poate să aibă alte prietene, ci doar surori și frați întru Hristos. Și singura prietenă care poate să o aibă un monah este moartea. Și tema pe care ne-a propus-o Părintele, noi am acceptat-o imediat, știind că e o temă care provoacă și o temă despre care se vorbește puțin. Căci de multe ori moartea ne sperie, moartea reprezintă o taină spre care nu prea avem acces și sunt puțini oameni care cercetează moartea. Majoritatea oamenilor fug de ea. Dar astăzi sper să primim o altă perspectivă asupra morții și să încercăm să ne împrietenim cu ea, așa cum Părintele deja este prieten într-un fel sau altul. Înainte de a-i da cuvântul Părintelui Arhimandrit, aș vrea doar să spun că unul dintre marii călugări ai bisericii noastre, Părintele Antonie cel Mare, spunea că gândul la moarte este cea mai mare înțelepciune a lumii. Iarăși, un cuvânt care poate să ne facă să înțelegem că totuși moartea este un lucru spre care ar trebui să privim altfel decât instinctual privim noi oamenii, căci nu suntem obișnuiți și nu ne obișnuim niciodată cu moartea. Părinte. Mulțumesc, Părinte. Dar este o temă care îmi vine în minte de ceva vreme. Părinților, fraților și surorilor, e o temă cam ciudată acum la început de vacanță, de concediu, de bine. Să vorbim despre moarte într-o lume ca aceasta, în care moartea este ocultată, în care este ascunsă, în care este înfrumusețată, fardată, dată cu ruj, să arate bine, e puțin ciudată. La fel de ciudat m-am simțit când zilele trecute, căutând să mă pregătesc așa cum se cuvine pentru această temă, am dat-o raită prin librăriile noastre mitropolitane ca să găsesc ceva bibliografie. N-am găsit. Erau câteva cărți pe care le-am consultat, dar care se rezumau la da sfaturi pioase despre ce înseamnă moartea, cum putem în mod general să ne apropiem față de această moarte, față de ideea de moarte. Am regăsit și acest cuvânt al Sfântului Antonie cel Mare, dublat de un altul al Sfântului Grigorie Palama, care spunea că, așa cum cele două ziduri care trasează profilul unui drum, îi așează pe oameni pe o anumită direcție, tot așa zidul luării aminte la Dumnezeu și luării aminte la moarte îi ajută pe oameni să se îndrepte către Împărăția lui Dumnezeu. Și dincolo de aceste lucruri, mi-a fost foarte greu să regăsesc niște sfaturi, să spunem, foarte concrete. Am totuși o experiență, mi-aduc aminte de bunica Ilaria, care mă lua de mână și mă ducea frumos în casa cea mare, ca să mă arate acolo pe laviță, cele de îngropăciune. Erau prosoapele care erau puse într-o ordine strictă. Prosoapele pentru preoți, prosoapele pentru cei care duc sicriul, prosoapele pentru cei care vin să participe în înmormântare. Erau de asemenea lumânări pe diferite categorii.
Și le-a pregătit atât de devreme, încât în momentul în care a murit, ne-am dat seama că multe dintre aceste prosoape nu mai puteau fi purtate pe la prapuri sau pe la prosese, cum se zice la noi. Era un mod firesc de a te raporta la moarte. Bunica Ilaria nu se speria de moarte, știa că va muri, așa au făcut și cei de dinaintea ei. Era trecută de o anumită vârstă, avea toate bolile posibile și imposibile, nu știu, chiar le avea sau doar se plângea de ele. Cert este că ele îi creau oarecare neliniște metafizică. Se simțea, cu alte cuvinte, în apropierea morții, așa cum se simte un gospodar în preajma unei sărbători. Trebuie să ai grijă de casă, trebuie să faci curat în curte, trebuie să curezi cele ce sunt prin casă, trebuie să scuturi, trebuie să speli. Așa lua bunica mea Ilaria moartea. Așa cum o luau gospodarii, ori de câte ori se apropia vreun eveniment oarecare în viața lor de zi cu zi. Am mai fost la un moment dat un alt fel de experiență în urmă cu 10 ani de zile. Mi-am dat seama pentru prima dată că eu voi muri. Și doar recent am putut să vorbesc despre lucrul acesta. De obicei participam și în copilărie și la tinerețe la multe înmormântări. În copilărie era un must, un obligatoriu. Satul nostru era oarecum tânăr și nu trebuia să ratez niciun fel de înmormântare. Mai ales că acolo se vedea un fel de mălai foarte bun, colivă și, bineînțeles, colăcei. Din cauza aceasta, copiii nu ratau niciun fel de înmormântare. Pentru noi era o sursă extraordinară de diversificare a acestor mici plăceri culinare. Spuneam că vedeam mulți oameni murind. Îi conduceam la groapă cu oarecare, să spunem, lejeritate. În urmă cu vreo 10 ani de zile am realizat însă că eu voi muri. Părintele mă cunoaște de pe vremea aceea. Activam cumva pe la Radio Trinitas, lucram pe la Facultatea de Teologie Ortodoxă, avem un oarecare statut, încercam și eu să mă pregătesc cu doctorat, cu tot ceea ce trebuie, pentru a mă ridica, să spunem, pentru a pune, cum pompos spunem noi, încă o piatră la temelie, la construcția vieții noastre. Aveam casa mea în Iași, să spunem că eram destul de privilegiat din acest punct de vedere și asta datorită unei familii extraordinare care a știut tot timpul să susțină, să spunem, interesele mele cărturilești, când într-o zi mi-am dat seama că astea toate nu ajută la nimic. Prima senzație pe care am avut-o aceea de scufundare, la propriu. În pat mă așezam și simțeam că mă scufund. Dați seama că săream imediat în picioare. Nu era ceva urât ca experiență, ci era ceva ciudat, pentru că era ceva nou. Aveam de toate. Eram cât de cât credincios, că eu țineam posturile, mergeam la biserică și a venit imediat întrebarea asta. Și la ce te ajută asta? M-am dus la mănăstire, toată lumea a intrat în panică, au început să vehiculeze tot soiul de motive pentru care m-aș fi dus la mănăstire. Ăsta a fost motivul. Ăsta a fost motivul. De 10 ani de zile această senzație se repetă din când în când. Și aici ajung la rațiunea pentru care am scris acolo prietena mea, Marta. Nu am învățat din toate cărțile de teologie pe care le-am citit și cu smerenie spun, au fost câteva. Din toate întâlnirile cu duhovnici, Dumnezeu m-a binecuvântat și la radio când eram și după aceea se întâlnesc foarte mulți duhovnici, mulți dintre ei care nu mai sunt astăzi în viață. Din toate aceste întâlniri, din toate aceste lecturi, din toată experiența mea bisericească, n-am învățat cât am învățat din această simplă experiență a scufundării. Pentru că eu cred că aceea a fost o experiență efectiv de moarte. A fost un semn că mulțumirea pe care o experimentam atunci era un alt fel de moarte, mult mai periculoasă decât senzația pe care o simțeam. N-am înțeles lucrul ăsta decât foarte târziu. Momentul în care bunul meu prieten
Daniel Lucian, acum ai părintele Damaschin, de la mănăstirea Siestria Putnei, m-a anunțat într-o zi că diseară va fi călugărit. Ne-am îmbarcat într-o mașină și pe iarnă, nu prea prietenoasă, dar vorba clasicului iarna mică vara, am ajuns și noi în Munții Bucovinei și într-o sâmbătă seară, mi se pare, am participat la ceea ce se numește slujba călugăriei, mai participasem și la alte slujbe de călugărie. Atunci mi-am dat seama că trebuie să mă fac călugăr. Atunci mi-am dat seama de ce călugării poartă hainele astea negre. Am ascultat această explicație un pic mai târziu, părintele Necula, de la Sibiu, a așezat-o foarte frumos în cuvinte, spunând că preoții călugării poartă haine negre pentru că sunt morți. Li se vede doar fața, așa cum li se vede morților din sicriu. Ciudat, nu? Foarte ciudat. Și cu toate acestea, din întâlnirea mea cu moartea, am învățat mai multe lucruri decât din întâlnirea mea cu tot ceea ce mă oferise viața până în momentul respectiv. Asta a fost experiența mea. În cartea numită Micul Prinț al lui Antoine de Saint-Exupéry există la un moment dat o întâlnire între acest mic prinț și vulpea. Vulpea, cum să vă zic, nu este un animal care, cel puțin în experiența mea de zi cu zi, să fi strânit un grad de simpatie foarte mare. La noi vulpea era acel animalos care dădea iama prin cotețul cu păsări și de obicei făcea prăpăt. Era motivul pentru care trebuia să păzim găinile, să nu meargă pe grădină, asta până cetata mergea în părău și îi tenea de hac. Era animalul la care blană mai purtau unele doamne suspuse, să spunem, structura noastră socială, un animal viclean, pe care e bine să te ferești, un animal care, mai presus de toate, nu poate fi domesticit. Lupii pot fi domesticiți. Urșii pot fi domesticiți. Nu știu dacă ați văzut vreodată un ursar, ursul, în anumite condiții, devine un animal foarte prietenos. Ați văzut și printre jucăriile copiilor noștri, căței, pisici, ursuleți, rar sau niciodată vulpi. Ori, cu acest animal se întâlnește micul prinț. Și au ei o discuție acolo despre prietenie. Micul prinț nu știe cum să reacționeze în fața acestei prietenii neașteptate. Crede că vulpea are așa o reputație de animal vicios. Acesta îi ține o lecție formidabilă despre ceea ce înseamnă prietenie. Zice, dacă vrei să devenim prieteni, trebuie ca întâi să mă împlânzești. Te foc de una privoasă. Trebuie că mai întâi să mă domesticești. Și apoi unde veni prieten? Moartea, sunt sigur, a intervenit în viața mea și probabil în viața multora dintre dumneavoastră, dintre noi, pentru a putea fi domesticită. Și fiind domesticită, devine prieten. E singurul mod în care ne putem împrieteni. E singurul mod în care putem realiza cât de mult folos ne aduce această prietenie cu moartea. Mă gândeam că cei care se gândesc la moarte sunt depresivi. Așa este. Sunt depresivi. Dar ca să citez un sfânt prezent în cartea numită Filocalie, Sfântul Ioan Scărarul zice, crinii țarilor nu cresc decât în văile smerenii. Depresia înțeleasă, să spunem, ca o coborâre în anumite văi, poate crea premisele unei ridicări formidabile. De ce? Pentru că odată domesticită, poate deveni prietenă. Reșiste. Ori de câte ori, după acest moment, de 10 ani încoace, am avut tentații, am avut ispite, am avut căutători cu ochiul, chemări de sirenă și așa mai departe, gândul acesta, experiența aceasta, strângerea de inimă pe care am simțit-o în momentul în care am simțit că mă scufund,
Așa, da. Ceva teribil. Îi sunt foarte recunoscător acestei depresii, ca să folosim un termen științific pe care am experimentat-o ca o pregustare a morții. Și știți ce? De atunci nu m-am mai temut. Nici de bau-bau, nici de moarte. Singurul lucru de care mă tem cu adevărat acum este ceea ce vine după moarte. Pentru că am înțeles care este rostul morții. Am înțeles după aceea, studiind acest subiect și audiind, să spunem, câțiva conferențiari, dintre care cel mai drag îmi este Părintele John Breck, este decanul de facultății seminarului teologic de St. Vladimir din New York, îmi dat seama că învățătura creștină despre moarte este un fel de panaceu, un fel de medicament care vindecă toate patimile sufletești. Nu credeam lucrul acesta până când, spuneam, Părintele John Baird a deschis cumva ochii, citându-ne din Scriptură câteva versete. Zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, câți în Hristos ne-am botezat, într-o moarte a Lui ne-am botezat. Moartea lui Iisus Hristos, wow, pe cruce, răstignind, sângele curgând și roaie, umilință, batjocă. Interesant. În Epistola 1 către Corinteni revine cu această temă și spune Hristos, în noaptea în care a fost vândut, a spus, luați mâncați, vezi dintr-o aceasta toți, aceste toți, aceasta să faceți într-o pomenire mea și să știți, întărește Sfântul Apostol Pavel. Când facem lucrul acesta, moartea Domnului vestim până când e mare. Începutul vieții noastre creștine este marcat de întâlnire cu moartea. Din păcate, ne-am transformat botezurile noastre în evenimente montene, în care nici măcar nu e preoții, nu mai apucăm să vă spunem că scufundarea de trei ori înseamnă cele trei zile petrecute în mormânt de către Hristos Domnul. Și că, de fapt, acolo e o întâlnire cu moartea fundamentală. Este întâlnirea cu moartea aceea despre care același Sfânt Apostol Pavel spune că ne-a dorit viață. Despre care, într-un trupar al nostru, mărturisim că este, s-a petrecut într-un mormânt care dă viață. Ne duc aminte când eram copii, ne jucam prin genitiri. Noaptea. Nu era nicio problemă. Acum nu știu dacă copiii noștri, după ce au văzut atâtea filme cu vampiri, cu zombi, sau mai știu eu ce prăpădenii din aceste obiecte, că nu mi-au curaj să se ducă noaptea în cimitir. Nu cred. Pentru noi însă moartea aceasta era o moarte firească atunci, ca și copii, era ceva care se întâmpla, despre care luam la cunoștință în chiar momentul întâmplării sale. Avem și acum foarte multe de fotografii în albumul nostru de familie, la mormântări. Ne duceam efectiv, ne postam în jurul morților și făceam câte fotografie, ca un fel de ultima amintire. Ori lucrul acesta astăzi nu mai este posibil. Fie am demonizat tot ce are legătură cu moartea, filmele noastre au o singură temă, cum să faci toate scamatoriile posibile, numai să nu mori. Chiar circula chiar o glumă despre un anumit actor frumos că de ce n-a jucat în Titanic? Pentru că e salvat de toți. Cam asta este tema filmelor noastre. Să salvezi pe toată lumea, nimeni să nu sufere, nimeni să nu mă. Pe de altă parte, vedem moartea tratată cu oarecare lejeritate. Filmele cu vampiri, mai ales, promovează această, să spunem, filozofie a morții, care este ceva cool. Este interesant să mori. Adică nu numai că nu te tem, dar chiar te duci acolo pentru că nu ai apărut pe micul sau pe marele ecran. Oamenii își doresc uneori cu frenezie să moară. Și între aceste două extreme, cred că trebuie căutată justa măsură sau justul echilibru. Moartea, într-adevăr, este un lucru de care să te cutremuri. De ce? Pentru că introduce o schimbare. Este o schimbare cu care, prin tainele bisericii, suntem oarecum obișnuiți.
A spus Sfântul Pavel, botezul, Euharistia, sunt experiențe de întâlnire cu moartea lui Hristos. Cu moartea lui Hristos. Spune convicerea. Pentru că încă suntem pe cale. Încă nu am ajuns la mine. Învierea noastră încă nu s-a petrecut. Noi de multe ori uităm treaba asta. Mergem direct la înviere. Vorbiți-ne, Părinte, doar despre viață. Uităm că Hristos a înviat de mormânt cu moartea pe Marte, călcând. Avem tendința să facem un salt peste problematica morții. Nu este interesant. Și cu toate acestea, în momentul în care murim, ne e frică. Wow, ce frică! Ce? Pentru că, într-adevăr, prietena mea, moartea, vine cu o schimbare de perspectivă. E ca și cum, dintr-o dată, din mijlocul apartamentului tău, te-ar duce cineva pe Everest și, într-o secundă, ți-ar arăta toată lumea. E clar că ți se blochează ceva. Și asta e experiență fericită. Sperească Dumnezeu să te ducă în groapa Marianelor. E o altă experiență și aceasta. E bine, moartea vine cu această schimbare de perspectivă. E un alt fel, spun părinții, de a fi a sufletului și a trupului împreună. Căci noi gândim că moartea e separare între suflet și trup, cum mai spun și rugăciunile noastre compuse undeva pe la mijlocul secolului al XVII-lea, sufletul se duce la cel care l-a dat și trupul rămâne din pământul în care a fost alcătuit. E un mod simplist de a vedea moartea. Părinții din vechime vedeau moartea ca un alt fel de a fi al sufletului cu trupul și aveau câteva argumente. Unu, Hristos când s-a dus să învieze pe cei morți, a spus că sunt morți, a spus că sunt ca cei care dorm. Îl vedeți omul când doarme, este într-adevăr fără mișcare, dar are sufletul, are o legătură cu sufletul, nu? Este o stare de inconștiență, dar în același timp, trupul respectiv este pătruns de viața acelui suflet. Al doilea argument este acela că omul nu este făcut din două esențe distincte, o esență spirituală și o esență materială, ci omul este aceste două esențe. Adică este și suflet și trup deopotrivă. Firea omenească, cea una, este suflet și trup. Vedeți, când înmormântăm pe cineva, nu spunem înmormântăm cadavărul robului lui Dumnezeu cu tare. Nu? Când mergem la mormântul părinților noștri, nu spunem că mergem să vizităm trupurile părinților noștri. Nu? Un alt argument vine cumva din zona aceasta a Sfințeniei. Uitați-vă la moaștele Sfinților. Sunt pătrunse de o prezență, de o bună mireasmă, de o curăție, de o sfințenie, care n-ar fi posibilă în absența binecuvântatului lor suflet. Și apoi când mergem la moaștele Sfinte Parascheva, nu spunem moaște ale Sfinte Parascheva, ajută-mă la examenul de bacalaureat. Sfântă Parascheva, spun. Ne adresăm cu alte cuvinte unei identități care cuprinde suflet și trup deopotrivă. Și lucrul acesta este admirabil dezvoltat, mai ales în veacul Sfântului Maxim Mărturisitorul, care, având de răspuns la o erezie, cea monotelită, a arătat cum sufletul și trupul formează o singură ființă. Ați văzut, Hristos a luat firea omenească și a luat și suflet și trup. Spune că a luat două ființe, una sufletească și una trupească. Cu alte cuvinte, moartea este un alt fel de a fi al sufletului cu trupul. De aceea noi creștinii, când auzim, și aici trebuie să înțelegem de ce biserica are această reținere față de arderea trupurilor. Niște superstiții au zis unul. Băi, frate, trebuie ca noi să ardem trupurile din rațiuni de igienă, au spus alții, ca nu cumva să ni se strice aerul de la atâta mare. Adevărul este că înțelegerea biblică a părinților bisericii și a bisericii însăși este aceasta, că suflet și trup rămân într-o formă de legătură chiar și după moarte. Dacă este așa, înseamnă că e o experiență, e ceva nou.
E ceva care te scoate din modul tău obișnuit de a fi. Și câteva sunt lucrurile care marchează această realitate. E, în primul rând, un alt fel de a vedea lucrurile. E un alt fel de a dezvolta relații. Moarte. Pentru că relația cu Dumnezeu, cu semenii, cu lumea, devine cu totul și cu totul schimbată. Și din această perspectivă, da, moartea nu este prea prietenoasă. În plus, cum zice și Sfântul Apostol Pavel, datorită păcatului celor de întâi oameni, moartea a venit în lume. Este o consecință a păcatului. Este o lege care survine pentru a pune capăt păcatului. Deci, e o treabă serioasă. Asta încerc să spun, întâlnirea cu moartea. Nu trebuie să o tratăm cu ușurătate. Pe de altă parte, însă, întâlnirea cu moartea presupune și o anumită lejeritate, mai ales în ceea ce privește pe creștini. Și asta mai ales de când Hristos a înviat. Asta înseamnă că moartea nu a avut stăpânire asupra Lui. S-a întâmplat ceva acolo. Moartea, iadul, l-a înghițit pe Hristos, să dea seama că nu poate să-L țină. Și tot Sfântul Apostol Pavel spune că pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru toți. Pentru fiecare om care s-a născut și care se va naște în acest moment. Pentru toți a murit Hristos. Cu alte cuvinte, nu mai este nevoie să ne spăimântăm atât de tare de această moarte. Cum? Vedem în cărțile Vechiului Testament că se întâmplă. A fost uimit de faptul că în toate cărțile Vechiului Testament perspectiva asupra morții este mai degrabă negativă. Adică totul până la moarte. Binecuvântarea lui Dumnezeu se judecă după numărul de copii pe care îl ai, după nevasta cât este de înțeleaptă, după darurile materiale pe care le primești, după anumită înțelepciune chiar. Înțelegeri un anumit rost al vieții. Dar niciodată nu se vorbește de răsplățile viitoare. De ce am închipui că atunci când Domnul nostru Iisus Hristos a venit în lume și a început să vorbească despre împărăția cerurilor, a fost un șoc pentru evreul de rând. Ce are? Ați văzut, apostolii ajungeau la Hristos și spuneau, poți, dar când o să pui la loc împărăția lui David? Asta chiar după ce Hristos înviază. Ne vrem să fim și noi niște funcționari acolo. De demnitar ceva. Să stăm de-a dreapta sau de-a stânga ta. Foarte greu le era să înțeleagă ideea unei răsplăți viitoare, cerești. Cumva desprinsă de această experiență pământească. Mi-aduc aminte, ca să fac o paranteză, de unele broșuri pe care le mai primeam, acum nu le mai primesc, e drept. Primite, nu știu, de la Martorii lui Jehova, de la adventiști, mai ales de la creștini, să spunem, din acest spectru, în care ideea de împărăție a lui Dumnezeu este relatată în termeni foarte pragmatici. Arbuș mare, struguri, piersici coarte, din abundență, oameni fericiți plimbându-se de colo-colo într-o grădină minunată. Citisem în copilărie o carte, Tivisoc și Tivismoc se numea. N-am mai găsit-o după aceea, în care raiul era relatat ca fiind o experiență, să spunem, de viață foarte concretă, râuri de lapte cu maluri de mămăligă. Excepțional. Cam așa gândim noi această experiență care vine după moarte. Și sincer să fiu, și asta mă cam sperie. Că dacă moartea nu mă duce la nimic altceva decât ceea ce trăiesc acum, la ce mai murim? De ce mai murim? Moartea însă, și aici este motivul, să spunem, ascuns de bucurie, care stă învelit în această tristețe, în această teribilă dramă întâlnirii cu moartea, ca un miez de nucă în coarnul de grasă. Adevărul este că moartea ne prilejește la urmă o bucurie. O întâlnire cu Dumnezeu și acum o avem. Atât de mult era încântat de această idee Părintele Stăniloae, încât într-un comentar, tot la Sfântul Maxim Mărturisitorul, spune că chiar dacă oamenii n-ar fi păcătuit, Dumnezeu, Fiul, toți ar fi întrupat
și tot ar fi murit pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire. M-a speriat când am citit chestia asta, suna foarte gnostic. Cum așa? Cum vine treaba asta? Noi legăm prea mult moartea de păcat. Sfântul Pavel spune că moartea păcatului a survenit ca efect al păcatului. Faptul că păcatul moare odată cu moartea aceasta a trupului este un lucru bun, zic părinții, se pune capăt unei răutăți. Dar Părintele Stăniloae spune că Hristos tot ar fi murit. De ce? Pentru că moartea lui, chiar și în absența păcatului, este de fapt o ridicare la un alt nivel de înțelegere, de simțire, de experiență. E ca atunci când, din copil devii adolescent, sunt câteva lucruri care se schimbă în chiar realitatea noastră fizică. Nu încetăm de a fi tot eu, dar mare copilul cumva din noi și apare o persoană nouă. La fel când moare adolescentul și apare tânărul. Când moare tânărul și apare omul matur. Când moare omul matur și apare omul pătruns de senectute. E așa gândeau părinții că va fi fost, spunem, lumea fără păcatul lui Adam. Cu alte cuvinte, moartea față de cine ești pentru a ajunge cineva mai este o realitate constantă a vieții noastre ca oameni. Și în această realitate ce este uimitor este faptul că avem un soțitor pe însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Ce chiar dacă Adam n-ar fi păcătuit, el tot s-ar fi întrupat. Tot ar fi fost împreună cu noi, conducându-ne prin această experiență de creștere spirituală, duhovnicească. Zice tot Părintele Stăniloae în această notă că Hristos a suferit această moarte de ocară, pentru că de ocară a fost păcatul acela care l-a făcut Adam. Alminteri ar fi murit un alt fel de moarte. Și învierea lui ar fi fost o altă înviere. O înviere către un nivel superior spre de înțelegere, de simțire și de experiență. Vezi că parcă dintr-o dată moartea nu mai este așa un lucru de rău. Dar din potrivă, mi se pare o oportunitate. Și această discuție era foarte importantă în contextul, să spunem, teologic al acelor veacuri. De ce? Pentru că de la origine încoace, se spunea că lumea a căzut din pricina plictiselei, din cauza faptului că în rai Adam și Eva au trăit la un moment dat un moment de plictis, iar plictisul era întoarcerea privirii de la Dumnezeu înspre lucrurile care pot să-l distragă pe om, spre o distracție. Or, Sfântul Maxim Mărturisitor vine și spune că n-are cum să fie așa. Pentru că nu există plictiseală în întâlnirea cu Dumnezeu. Dumnezeu este mereu nou și ne propune tot timpul experiențe noi. Distracția este asumată ca rezultat al unei alegeri proprii. Vrem să fim distrași. Și la urmă, ce este lumea aceasta pe care o trăim decât un soi de distracție perpetuă de la adevăratul nostru scop? Deci viața aceasta nu ni s-a dat, fraților și surorilor, pentru a o trăi așa. Știți? Cum trăiesc viezurii, cum trăiesc albinuțele, sau știu eu ce alte vietăți. Și nouă ne s-a dat această viață pentru a crește, pentru ca la sfârșitul acestei vieți să urmeze o înălțare. Și avem posibilitatea să alegem. Asta e lucrul cel mai frumos. Dumnezeu nu ne-a dat această posibilitate de creștere, mai trebuie să creșteți. Ascultare. Cine nu crește, îl iau cu lopata. Domnul n-a făcut așa. Trebuie să-ți asumi această creștere. Alminte ceea ce primești, simplu dar, simplă generozitate din partea lui Dumnezeu, s-a dovedit în Adam și Eva că nu știu să apreciem. Nu știu ce să facem asta. Și atunci experiența noastră de viață este de fapt o experiență de creștere. De aceea părinții erau atât de încântați de pedagogia lui Dumnezeu, care mai ales prin cele bune, mai puțin prin cele rele, ne ajută pe oameni să crească. Într-un psalm pe care îl citim în rânduială, în cadrul rânduielei de
de împărtășanie se spune toiagul tău și barca ta acesta m-a mângâiat. Dacă veți vedea mumia unui faraon, veți vedea purtând în mână două simboluri ale puterii sale. Un scorpion, cum se spunea, un fel de bici cu mai multe capete, și un toiac, sau forma aceasta a unui toiac de păstor. Imaginea aceasta era a regalității absolute. Pentru evreu ieșit din Egipt, faraonul era cu excelență împăratul. Transferându-se aceste imagini asupra lui Dumnezeu, psalmistul a spus, toiagul tău și varga ta, acestea mă lucrează. Toiagul este lucru pe care îl folosește păstorul când merge înainte. Este ghidajul pe care îl folosește în relație cu cei care vin după el. Varga o folosește păstorul atunci când merge în spate. Când oile turmă, cei care ar trebui să ia aminte, o iau fie la dreapta, fie la stânga. Dar ambele, spune psalmistul, acestea m-au mângâiat. Cu alte cuvinte, unde vreau să ajung este că moartea poate să ne ajute foarte mult pe acest traseu al nostru. Cu condiția să înțelegem câteva lucruri. Că este o formă nouă de experiență, este un alt fel de a fi a sufletului cu trupul, în cadrul aceleași esențe pe care o numim om, că reprezintă de asemenea dorința lui Dumnezeu, arătată expres în actul învierii, de a ne ridica la un alt nivel de înțelegere, de simțire, de experiență. Și că gândul la moarte, în al treilea rând, ne ferește de toate aceste înșelări, toate aceste minciuni pe care le spunem în fiecare zi. Mă uit la discursurile pe care le rostesc profesorii universitari, mai ales că mă tot învăr prin mediul acesta la sfârșitul anului școlar. Veți ajunge în viață, veți avea o carieră, veți avea o familie, veți avea, veți avea, veți avea. Și după aia ce urmează? Carieră, familie, toate sunt lucruri care ne înșelăm. Sunt importante, dar nu atât de importante, încât să uităm că singurul sau principalul motiv pentru care am venit în această viață este să avem o întâlnire frumoasă, o întâlnire folositoare cu moartea. Ne place sau nu ne place, cel mai sigur lucru din viața noastră nu este că vom avea o carieră, nu este că vom avea o familie, ci că vom muri. Trebuie să ne obișnuim cu asta. Și culmea e că putem să ne facem viața frumoasă chiar și în aceste condiții. Dați-vă la călugării din vechime, cărora li s-a dat pentru prima dată cuvântul acesta de calul gheru, care înseamnă bătrân frumos. Trăiau o viață care era frumoasă. Oamenii se uitau la dânsa și spuneau, wow, ce frumoasă. N-ați văzut și dumneavoastră, prin comunitățile dumneavoastră, oamenii în vârstă care îmbătrânesc se spune frumos. Unde știm că îmbătrânesc frumos? Onorează pe Dumnezeu, au grijă de familia lor. Au fost corecți în lucrurile sau în lucrările pe care le-au avut de îndeplinit în cadrul comunităților lor? Câteva lucruri, dar atât. Și zice, îmbătrânesc frumos și mor frumos. Că zice, iarăși, seamnă, cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului. Și aici Patericul relatează câteva experiențe. Moduri posibile în care întâlnirea cu moartea, la urma urmei, este întâlnirea cu Dumnezeu. Bragul morții, Amasisoie, vede ceata apostolilor, ceata prorocilor, vede pe Domnul însuși venind. Cu toate acestea, el se roagă, zice, Doamne, mai lasă-mi câteva zile ca să mă pocăiesc. Nu se roagă, mai lasă-mi câteva zile, vă să mai beau și ceva, să mai mănânc ceva, să mai respir aerul acesta. Ne lasă-mi un pic să mă pocăiesc. Iar a te pocăi însemna, în perspectiva acestui Sisoie, de a fi cu Dumnezeu. Metanoia înseamnă a-ți schimba înțelegerea lăuntrica inimii. Asta înseamnă. Părintele Stăniloae, Dumitru, la fel pe patul de moarte, pomenește foarte mult pe Maica Domnului.
Să mergem de aici, mai departe. Să mergem de aici. În moarte, oamenii aceștia nu se spăimântă. Dar au avut o viață frumoasă. Au îmbătrânit frumos. Au murit împreună cu Hristos în botez. Au gustat moartea lui Iisus Hristos prin împărtășare. Am mers acolo în lăuntrul de taina inimii și au luat decizia de a nu mai face lucrurile. Le face pe cele bune. Le spune, la ce să-mi trăiesc viața urând? Spune în minciuni, creând false impresii despre cine sunt eu, poate. Și ce fac eu și cât de important sunt. Asta nu folosesc la nimic. Cea, gândul la moarte trebuie să ne ferească despre de a gândi spre partea aceasta a părinții, percepția asupra vieții. Asta ne învață atât de bine. Vorba unui prieten, ce cimitirul este plin de oameni de nelocuit. În cimitir, acolo se cam vede unde sfârșim toți și cât de mult contează importantissima noastră persoană. Știți unde contează? În mâinile lui Dumnezeu acolo contează. În picturile de la mănăstirile din nordul Bucovinei veți regăsi o imagine foarte duioasă. Dinspre camera mormintelor, înspre Naos intrând, camera mormintelor în locul unde se depuneau trupurile celor adormiți, deasupra intrării, dar vizibilă doar în momentul în care ești în Naos, este imaginea unei mâini care coboară cumva în jos, sau urcă în sus, nu știu, vom vedea. Și în trezele se află câțiva coconi, niște chipuri de copii înfășurate în scutece, așa cum îl vedem pe Domnul Hristos purtând sufletul Maicii sale în scena adormirii Maicii Domnului. Și această imagine este tălcuită de un verset care spune sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. Este imagine duioasă care arată cât de mult dorește Dumnezeu să fie împreună cu noi în fiecare moment al existenței noastre. Mai ales în acel moment de schimbare de perspectivă, spuneam, care este moarte. O singură condiție, cu asta închei, rugându-vă să luați aminte aici, că nu se vede atât de bine, în fiecare dintre bisericile noastre ortodoxe, pictura, cel puțin din partea superioară, de deasupra chipurilor sfinților, urmează un anumit traseu. Vedem icoana Maicii Domnului acolo, în altar, platiterea Dumnezeu, cea mai încăpătoare decât cerurile, pe Maica Domnului tronând. Și ținând pe brațe, pe pruncul Iisus, în chipul unui cocon împărătesc. Dar e interesant că cât ieșim din altar, acest prunc care se naște, crește, face minuni, propovăduiește, se răstignește și înviază, numai ca în chiar ultima imagine care de obicei apare acolo în spate, să fie arătat cumva la modul inversat față de cum se întâmplă în altar. Maica Domnului adormită. Hristos este reprezentat mare, în ținută imperială, ținând în mâini cel pruncuț mic de care vă spuneam și care este chipul icoanei Maicii Domnului. Ați văzut Maica Domnului mare, puiuțul mic, în partea cealaltă, puiuțul mare, Maica Domnului micuță. Este de fapt sensul vieții noastre. El trebuie să crească, eu să-l micșorez. Și icoana dormirii Maicii Domnului este de fapt icoana, ar trebui să fie icoana morții fiecare dintre noi. Cu un Hristos mare în viața mea, moartea nu m-a mai speriat atât de tare. Dar din potrivă, știți ce îmi devine? O foarte bună prietenă și o recomandare pe seara aceasta, faceți-o cât mai aveți vreme este moarte prieten. Mici exerciții de vizitare a cimitirilor, mici lecturi de scriptură,
contemplarea Sfintei Cruci, întâlnirea cu Hristos în moartea păcatului, că împărtășania se dă după anumită perioadă de postire, de exercițiu, ascesis în limba greacă, asceză. Sunt exerciții în care eu învăț să mor păcatului pentru a învia în Hristos. Se spune în mod greșit că împărtășania nu este premiu, este și premiu. Este și merinde pentru viața de veci, dar este și o formă de încununare a unui efort, a unui fel de a fi împreună cu Dumnezeu. Și acest fel te silește cumva să mergi mai sus, să dorești mai mult. Este varga moartea cu care Dumnezeu stă mai ales în spatele meu a păcătosului și mă silește că ori de câte ori să fac, vreau să fac o greșeală, să merg pe calea cea dreaptă și pentru asta îi sunt recunoscător. Foarte recunoscător. Mulțumesc! Așa cum am făcut și în celelalte întâlniri ale noastre, o a doua parte ar trebui să însemne un dialog între noi, eventual întrebări sau experiențe care să ajute la descoperirea și mai mult a temei pe care o avem. Astăzi tema fiind cea referitoare la moarte și la altă perspectivă, așa cum ne-a descoperit-o Părintele acum, în seara aceasta. Dacă sunt întrebări sau... Participând la expuneri la conferințe, îți lămurești, îți clarifici o serie de probleme, dar apar altele. Și acum, sigur că voi fi mai puțin mai pragmatic, în sensul că, referindu-mă la moarte, de multe ori am auzit expresia un cadar moartea sau un cadar moartea. Dacă mă gândesc la tematica pe care am avut-o expunerea de astăzi, eu, drept să vă spun, uneori chiar spuneam la respectivii sau respectiva care avea această zicere că este păcat și nu e bine să spun așa. Și când spuneam că este păcat, mă gândeam la faptul că, sigur, când zici un cadar moartea, te gândești că e vorba de un blestem. Ori știm cu toții că mare păcat este a blestema. Acum, sigur că, de asemenea, mai referitor la moarte, mai găsim anunțuri prin ziar, că a încetat din viață sau a trecut în neființă. Sigur, dacă ne referim la expunerea făcută de Părintele Arhii Madrid, te gândești la faptul că această expunere este greșită. Cel mai corect este a spune că a trecut la cele veșnice. Dar spunând că a trecut la cele veșnice, unul din pasajele pe care Părintele Arhii Madrid din expunerea sa le-a avut, a spus că mie nu îmi este frică de moarte, ci îmi este mai frică de ceea ce va urma. Acum, sigur că, pentru mine, într-adevăr, această remarcă este interesantă și dacă Părintele Arhii Madrid mi-ar putea ceva explica mai mult despre această frică pe care totuși el spune că ar încerca. Sigur că aceste întâlniri, aceste expuneri, pentru mine au o mare importanță și încă o dată mulțumesc Părintele Arhii Madrid, Părintele Paroh, Părintele Mihai pentru această inițiativă frumoasă pe care o au. Vă mulțumesc! Apropo de expresie, dacă cineva vă spune vreodată mâncatea moartea, să-i replicați. Mâncatea raiului este o expresie care aparține Părintelui Cleopa, un brand, cum se spune astăzi, al monahismului ortodox românesc,
Este intraducibil, probabil, în alte limbi, sună ciudat în alte limbi, în momentul în care trebuie să traduci. Și arată viziunea Părintelui despre ce se poate întâmpla după moarte. Este o opțiune. Pentru că moartea vine cu două lucruri. Unii zic că este unul singur. Dacă vă veți uita scena aceasta judecății, care este admirabilă, de dată pe acest perete din spate, veți vedea că din tronul lui Dumnezeu ies două râuri. Unul e un râu de foc, care cuprinde pe cei păcătoși și iadul însuși. Nu este un râu care izbărăște din iad, ci este destinat iadului. Iadul, moartea, păcatul, sunt arse de acest foc. Iar un alt râu este la fel izbărând din același tron dumnezeiesc, transformându-se în lumile de lumină ale Sfinților. Există această posibilitate după moarte de a fi în Rai sau în iad. Unii spun că există doar Raiul. Și de multe ori înclin să fie așa, sau să-i cred. Există doar Raiul și în Rai sunt oameni care înțeleg ce se întâmplă acolo, oameni care nu percep loc. Și pentru ei asta este de fapt iadul. E ca atunci când ai o antenă cu care încerci să prinzi mai multe posturi de televiziune. Ai antenă, prinzi posturi. Nu ai antenă, nu poți face. Așa și omul credincios, omul cuvincios, în acest răstimp al vieții sale de acum își crește un organ cu care poate să-L simtă pe Dumnezeu și să-L priceapă. Ajungând în Rai, organul lui percepe în ceea ce Dumnezeu are de transmis în legătură cu Raiul. Dacă nu are acest organ, este orb. Ca și cum te duce la expoziție de pictură, dar nu mai putea să vezi nimic. E un fel de a explica Raiul și Iadul, mi se pare foarte interesant. Dar pentru mine personal, Iadul este să mă întâlnesc cu Cel care a investit atât de mult în mine și să mă simt rușinat. Asta este pentru mine Iadul. Înseamnă să dau la o parte momentele de cercetare sau de har și să continui să trăiesc viața mea idioară. Să dau la o parte experiențele mele de binecuvântare și să continui să mă întorc. Iertați-mi expresia, este biblică, cum se întoarce câinele la vărsătura lui. Pentru mine este cel mai complet lucru. Niciodată nu m-am simțit mai rușinat decât atunci când, deși știam ce trebuie să fac, dar și-a apărut doar un chip, chipul lui Iisus Hristos, care nu spune nimic, și l-a ridicat de nume. Ce ți-a lipsit? Ce n-ai avut? Ce nu ți-a dat? Asta mă sperie foarte tare. Să mă întâlnesc cu Dumnezeu și acolo să fie foarte multă acceptare, foarte multă iubire, foarte multă lumină. Și mie să-mi fie rușine de toate lucrurile astea. Și dacă ați simțit, de multe ori mi se întâmpla în familie, mama, mai puțin mama, care este aici între noi, era cea care întotdeauna, când făceam ceva, venea cu feedback-ul. Spunea mama oglindă, tot timpul avea grijă să-ți arate. Tata, în schimb, de multe ori nu ne spunea nimic. Și de multe ori, după ce făceam o prostie și mă așteptam la o cărfăneală glasnică, venea și spunea, hai să facem nu știu ce, ca și cu nimic nu s-ar fi întâmplat. Preferam să mă bată. Preferam oglinda. Ăsta, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, e cumplit. Totul în mine spune că merit să fiu pedepsit, să mă iau, să fiu trimis în iad. Și tot acest de acolo să fie cineva care să spună, nu e om. Mai este și o altă perspectivă care îmi place foarte mult, perspectiva
părintele Paisie de la mănăstirea Bersestria Pâlnei. Un bătrânel venit de prin părțile Năsăudului, care tot timpul vorbea de cum este să fie în rai. La un moment dat cineva, un călugăr, vrea să prindă cuvânt, zice, auzi, dar dacă te duci în ea. La care el spune, nici nu mă gândesc că ajung în ea. Cum așa, părinte? Nu, eu mă duc la Hristos și spun foarte clar. Știi ce? Eu am lăsat toate, am venit la mănăstire, am mers la slujbă, am vândut lumânări, mi-am făcut tot ceea ce trebuie, te rog frumos, eu nu înțeleg de ce trebuie să mă primiți în ea. Pentru mine oportunitatea, posibilitatea aceasta nu există. Și eu cred că va ajunge în rai. Dacă merge cu atitudinea asta la Dumnezeu, vedeți că și dumneavoastră vă place. Sunteți plini de bucurie când mă relatează lucrurile acestea. Și eu m-am bucurat când am auzit de anunț și eu nu concep să mă duc în iadă. Părintele de la Sâmbăta, Teofil Părăianu, are un cuvânt formidabil pe care vă recomand să-l citiți. S-a făcut pe la Sibiu un fel de expoziție cu chipuri, fotografii vechi, mai ales ale părintelui Paisie de la Mănăstirea Silvestria. Și la această expoziție de fotografie itinerant a fost invitat să vorbească părintele Teofil Părăianu. Era orb. Și omul își începe de scurs, zice, foarte ciudat. Oamenii nu și-au dat seama, e un mare duhovnic să vorbească despre această expoziție de fotografie. Deci nu s-au mai gândit că omul poate nu vede. A reușit să transforme acest handicap în cel mai grozav discurs, poate pe care l-am citit vreodată, despre cum e Dumnezeu și ce face Dumnezeu cu noi oameni și cu viața noastră. Și îmi spune acolo că știu, am nădejde că voi ajunge în rai, pentru că știu cum este Dumnezeu. Știi ce înseamnă să spun asta? Înseamnă să trăiești zi de zi sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Să înțelegi ce ți se întâmplă și de ce ți se întâmplă și spune ce te trimite ceea ce ți se întâmplă. Mi se pare, de multe ori ne gândim așa la viața noastră atât de mult și nu luăm aminte la frumusețile și la binecuvântările și la bucuriile pe care le sesizăm în felul spiritual, în sensul spiritual. Există o frumusețe și există o bucurie în felul de a fi al lui Dumnezeu pentru noi, fi cu noi. Dumnezeu este prietenos. Este, să spunem, o prezență care cumva obligă. În momentul în care noi simțim așa, e foarte greu. În Dumnezeu instanță morală, funcționează și nu prea. În Dumnezeu cumva departe și eu aici funcționează și nu. Știți, e Dumnezeul acela de duminică între 9 și 12. Dumnezeu care mă întâlnesc liturghia asta în cazul în care stau la liturghie, 3, 2, 3 ore, nu știu cât de asta aici. Dar este săptămâni Dumnezeu unde? E ca și cum, Doamne, tu stai aici și mă duc în treaba mea. Doamne, eu intru la birt, stai un pic afară. Când ies, mă fac de nou preună, prieten. Știi ce e dureros? Și pentru asta cred că există, sau am creat un iadul. Dar atunci, cel puțin, noi cei botezați, când mergem să facem păcatul, noi punem pe Hristos să facă păcatul. Spune Sfântul Apostol Pavel. Când eu sunt neascultător, eu cel botezat, Hristos devine, îl fac neascultător împreună cu mine. Știi ce înseamnă să fie pe Iisus Hristos să fie neascultător față de Tatăl Său? De ce? Pentru că El s-a identificat atât de mult cu mine. Noi am devenit cristiani. Ce înseamnă cristian? Înseamnă Hristoșei. Hristoși. A apărut relatat evenimentul pe momentul în care Faptele Apostolilor, capitolul 11, vrând să râdă de creștini, rugăniile au spus Hristoșei ăștia. Știți? Și cum au spus nevoia asta, au spus. Făieruții ăia. Și creștinii au zis, wow, ce idee bună. De fapt, poregla a devenit numele real care arată cine suntem noi. Suntem în chipul lui Hristos. Hristos nu este doar o prezență în cer, este o prezență în viața mea. Botezul asta înseamnă. Hristos, cât în Hristos ați botezat, în Hristos ați îmbrăcat. Eu nu pot să mă duc la birt și să las hăinuța anumită Hristos și să o iau când ies afară.
Îl bag pe Hristos în miros de țigară, în bubui de boxe, în desfânări și în alte lucruri. Asta e păcatul, de fapt. Nu faptul că m-am dus eu la dezolat. Nu faptul că m-am jurat eu. Nu faptul că m-am comportat ca un nemernic față de colegii mei. Asta e puțin important. Ce este important cu adevărat este că l-am pus pe Hristos în facultate prevărăță. Hristos care este în mine. Și care s-a iubit de mine cu atâta forță încât nimic, nici măcar moartea, nu poate să se spartă. De asta păcatul este cumplit. Și de asta există ea. Vămile. Sfântul Teofan Zăvorâtul are tâlcuire și spune că unii părinți vorbesc despre vămi, unii părinți vorbesc despre judecată particulară. Este cam același lucru. Știți, oamenii neștiind despre ce se va întâmpla atunci au căutat să explice, folosind câteva imagini specifice acestei lumi. Vămile trimit cu gândul foarte mult la o scară, știți, pe care trebuie să urci, deci de care depășire depinde cumva întâlnirea cu Dumnezeu. Eu însă am văzut la data peșterilor o pictură care înfățișează drumul după moarte al sufletului prin diferite vărmi. Este o parabolă. Este o imagine, un simbol. Nu trebuie să o luăm strict în sens. Pentru că judecata particulară, la urma urmei, este cam tot atât. Te întreabă cineva de ce ai făcut aia sau de ce ai făcut aia. Dar un exemplu, iarăși vorbesc în mod simbolic. Lucrul care mi se pare însă un pic problematic în această învățătură despre vreme este că diavolii sunt aceia care cumva fac judecata. Deci, nu prea îmi convine treaba asta. Prefer ca cel pe care l-am rănit să nu spună treaba asta, să nu o folosească tamanul diavolului. De ce? Vedeți că în imaginea judecății de apoi, sub tronul etimasiei sau cestire, întregul cestire de Dumnezeu, apare fel de balanță ținută de o mână și sub balanță un suflet pentru care o mare bătălie între îngeri și demoni. Și demonii luptă împotriva îngerilor pentru sufletul acelui om. Ai pune pe demoni cumva să decidă destinul tău, nu prea e corect. Teologic vorbind. Știm că după moarte, cum spune Scriptura, este o judecată. Atunci, problematica aceasta a vămilor, e bine să o lăsați un pic așa în zona aceasta de imagini, simboluri, care vorbesc într-un mod nedeplin, nedesăvârșit de ceea ce se întâmplă cu adevărat după moarte. Ectenia, sfârșit creștinesc vieții noastre. Greu este pentru Dumnezeu. E ca și
cum le-aș spune de Nazarine, noi am avut dreptate, sunt mai mulți cei care te urăsc. Ce o să faci? Deci, în cărțile Sfântului Paisie Arhiericul se vorbește foarte mult despre subiectul acesta. Și cred că neînfruntarea aceasta poate să vină cumva din dorința noastră de a nu avea acolo prezența diavolului. Dar diavolul de ce sunt atrași? De problemele noastre de conștiință. Păcatele noastre sunt, într-un fel, diavole. Gândurile rele care devin sunt numite gânduri ale răutății, iar unii le numesc pe dreptul diavolului. Demon. Adică trebuie să fie o neînfruntare cumva din afară, din partea acestor puteri ale răutății, dar și de dinăuntru. Că dacă eu înăuntru sunt plin de tot păcatul, ăștia au de ce să agăța, au ce arăta. Dacă eu măcar am lucrat sau încercat să lucrez, să scot acest păcat din mine, această răutate, aceste cârlige de care răutatea se tot poate agăța, atunci sfârșitul vieții mele poate să fie neîncântat. Pictura bisericilor în general este o modalitate excepțională de a vorbi despre tainele lui Dumnezeu. Se numea în vechime Biblia Pauperum sau Biblia pentru cei neînvățați, pentru că ei neavând posibilitatea să citească, vedeau. În același timp ascultau un cuvânt, ascultau Sfintele Slujbe și așa primeau cuvântul înțelepciunii lui Dumnezeu. Astăzi însă, de multe ori, aceste scene nu ne mai spun nimic, simple decorațiuni. Ori, credeți-mi, o întâlnire cu pictura exterioară de la Voroneț poate să reprezinte o experiență transformatoare și nu doar la nivelul înțelegerii. Nu doar la nivelul înțelegerii. Alte întrebări sau răspunsuri? Spuneți. Dacă nu sunt, înțelegem că reamintirea morții reprezintă un medicament foarte tare pentru noi și de acum e nevoie de multă meditație în interiorul nostru ca să putem valorifica cât mai mult ceea ce Părintele ne-a reamintit. În primul rând ne-a reamintit că vom muri și în al doilea rând ne-a reamintit că este o legătură foarte strânsă între moarte și felul vieții noastre. Cu cât viața noastră este mai frumoasă, cu atât întâlnirea cu moartea se va petrece așa cum este rânduit dintr-un începutul. Trecerea aceasta de care spune Părintele este o trecere spre bine pentru cei care înțeleg sau cei care învață cât mai mult posibil cum să moară.